Domnul Vasile din Chișinău este în legătură cu noi. Bună seara! Da, mă numesc Vasile Iaz și dacă o să-mi permiteți, se poate să-i adresez vreo două întrebări domnului Novac. Vă rog! Domnul Novac, mă auziți? Da, vă aud, vă rog. Da, vă rog, v-aș ruga foarte frumos și respectuos să răspundeți la o întrebare de scurt pe doi. Fără bălbăieri, fără demagogie, a cui este Crimeea? A Ucrainei sau a Rusiei? Foarte bună întrebare. Prima întrebare. Și cea de-a doua? Să-mi răspunde, domnul. Crimeea, uitați-vă pe hartă. Există harta lumii, acolo este înconjurat hotarele, frontierele. Domnul, v-a rugat, fără demagogie, fără bălbăieri, scurt pe doi. A cui e Crimeea? A Ucrainei sau a Rusiei? Dar dumneavoastră câte versiuni aveți? A Ucrainei ocupate de Rusie sau a Ucrainei sau a Rusiei? Dumneavoastră vreți o leacă de propagandă să facem, da? Eu vreau răspuns scurt pe doi. Nu umblați cu manipulări și cu minciuni. Dar eu încă n-am răspuns nimic, dar dumneavoastră deja mă acuzați. Hai, nu fă pe deșteptul, domnule, că numai asta știe. Ești tare priceput la asta. Mulțumesc. Scurt pe doi, a cui este Crimeea? Vă repetați deja, a doua întrebare. Haideți, domnul Vasile, a doua întrebare. Iată și ăsta este un răspuns, faptul că nu este un răspuns clar. Vă rog. Dacă dumneata condamn pe Putler pentru războiul sângeros care îl duce acum în Ucraina. Am înțeles și a doua întrebare. Mulțumim, domnule Vasile. Îl condamnați pe Putin pentru războiul sângeros din Ucraina? Orice război este foarte și foarte rău, inclusiv cel din Ucraina, inclusiv cel care recent a luat foc în Orient, inclusiv cel care a avut loc în Karabakh, inclusiv cel care a avut loc în Afganistan, inclusiv de pe continent, toate conflictele armate le dezaprob și eu am fost, sunt și voi fi pentru discuții la masa de negocieri. Domnul Vasile, v-a întrebat dacă îl condamnați sau nu. Dă, Doamne, să se ajungă mai repede la... Eu cel puțin sper că măcar liderii europeni îi vor așeza la masa de discuții ca măcar și mâine să se oprească conflictul ăsta dintre două state, care în opinia mea sunt două state frățești, și care au fost puși cap în cap de către unele puteri. Războiul o să ia sfârșit cu siguranță și eu cred că... Și e important că acest război să ia sfârșit cu victoria Ucrainei, pentru că Republica Moldova depinde foarte mult. Într-un război nu poate fi victorie. Războiul de obicei sunt pierderi vieți omenești. Nu putem vorbi despre... Dar îl condamnați pe Putin sau nu? Eu nu condamn pe nimeni. Eu îi condamn pe cei care au dezlănțuit acest război. Putin. Și războiul a fost dezlănțuit nu de poporul ucrainean, de poporul rus sau de liderii ambelor state. Am înțeles. Domnule Marian, da, prima întrebare a fost foarte bună. Cui? Deci răspundeți de asta. A cui este Crimeea? Evident că e ucrainii și noi ca țară suverană, care am avut și noi de parte cu un conflict armat aici, tot declanșat de Federația Rusă, unde avem trupe rusești staționate ilegal în Federația Rusă, este datoria noastră legală și morală să respectăm integritatea teritorială a Ucrainei. Și este foarte trist și regretabil că un deputat dintr-un partid parlamentar, dintr-un partid, indiferent dacă e în opoziție la putere, nu recunoaște măcar acest lucru elementar, mai ales în contextul în care noi suntem în Republica Moldova și avem de a face cu aspecte separatiste. Și dumneavoastră, măcar asta trebuie să faceți, să recunoașteți că Crimeea este Ucraina și Donbass este Ucraina și Kherson este Ucraina. A cui este compania Google? Poftim? Google, a cui? Dar ce fel de întrebare asta, în general? Noi suntem la subiectul... domnul, două întrebări clare. Frontiera pe Google, cum stă? Schimbat subiectul acum. Cum stă frontiera pe Google? Păi și acolo e partea Ucrainei, evident că acolo scrie. Google-ul e lui Putin, așa? Deci, domnul Novac, nu uitați frontiera, cum stă? V-a dat o întrebare simplă. A cui este Crimeea? Ce fel de... Frontiera unde stă?
Da, domnul dar nu e frontiera aceea, nu e frontiera aceea. Da, și asta, bună ziua. Aici nu frontiera e linii, linii, frontiera este linii neîntreruptă și la Transnistria fixă așa, linii neîntreruptă, pentru că arată că a fost un conflict.